Și domnilor, însărcinată, o vedetă, iată, vine în fața dumneavoastră, ați văzut-o și la noi în emisiune și să vedem exact ce s-a mai întâmplat. A venit împreună cu iubitul ei, au povestit, domnilor, domnilor, Roxana, prințesa Ardealului se află. Bună seara, Roxana! Bună seara! Bună seara! Cum merge sarcina porumbeilor? Merge foarte bine, doar că muncesc foarte mult. Mă aflu la un nou club și... vom cânta de vineri, vă așteptăm și pe voi, poate aveți drum. Stai un pic, nu te supăra, în ce lună ești, Roxana? 24 de săptămâni, 6 lunite. Păi, dar și mai poți să muncești așa? Adică... mai pot, dacă mi-am luat și revelion, ce să fac? Nu pot să fac departe de scenă. Nu e rău să muncești, dar pe de altă parte, nu, de obicei un cântăresc din zona asta nu cântă ca unul, vine unul când face 40 de minute, țoc poc pe scenă, la voi e cu efort, cum faci? Păi când simt că obosesc și mă lovește micuțul, mai dă cu pumnii, cu picioarele, atunci mă ofer. O ajut eu, bineînțeles. Ce m-a faci? A, te apuci tu, nu? Păi normal. Da. A, mă înțeleg. Păi aia deci... mă susțineți. A, deci se face combinație și până la urmă lucrul se rezolvă. Bun, e foarte bine că munciți. Cum e sarcina? Cum merge? Sarcina e ok, mai am niște mici absurd, deoarece probabil că îi crește părul copilului, din câte știu. Da. Dar, o să aibă freza pe spate, ca taică-su. Cred că o să aibă un păr de băiatul meu, cu siguranță. Așa. Totul e ok, trebuie să mergem la ecografie în vreme, iar să mergem săptămâna viitoare, cred. Să-l vedem. Ați început să vă pregătiți camera copilului, cumpărăturii, toate cele? Am discutat cu tatăl meu deja, el vine pe data de 21 din Spania și a rămas cu să inaugurăm împreună cu toții, bineînțeles, după regulile mele. Adică eu n-am niciun cuvânt de zis. Dar stai liniștit, nici că la unor... nume, nici la nimic tu. Tu relaxează. Eu la nimic, eu te excuz total din ecuație. E, nu cred că ești tu scos, acum te nici victimizezi tu. Dar pe de altă parte vreau să vă... vreau să mergem mai departe și vreau să întreb cum a fost sarcina până în aceste... până când am ajuns la aceste 6 luni. A fost ok, cu mici gresuri, oboseală. Acum mai nou mi se umflă picioarele. Așa. De fapt, mai mult piciorul stâng. E normal, iubitul meu s-a speriat, a zis să mă duce pe la urgență, pe la croază, să iau ea de mine. Pentru că s-a umflat, deoarece mai stau în picioare, mai păi, mă obosesc. Așa se întâmplă de obicei. Da, de obicei, dar i-am spus. Eu de fapt vreau să scap de aia putin, să mă recreez. Dar cum? Da, îl terorizez. Mai suntem cu cineva lângă noi, dacă îmi permiteți, mentorul nostru la studio care ne suportă, chiar salut. Ieri am distrat ce fac. Salut. Bună seara, bine ai venit în emisiunea noastră. Ne rupe capul, oricum, ne rupe capul. Da, lasă, acum în perioada asta să ți rupă ție, lasă fata în pace care de-a adus un copil. Da, îmi rupe mie. Dar ei mă înțeleg ce știu, da, e copilașul care el e șef din burtică. Foarte frumos. Ce vreau să întreb, deci ce știm despre naștere, cum o să fie, ce detalii știm, dacă v-ați hotărât asupra numelui? Da, va numi Dominic Rusian, deși Florin parcă mai vrea să mai schimbe niște nume pe acolo. Sună interesant. Da, voi naște în februarie, după cum știți. Inițial vreau să nasc la privat. Așa. Dar am auzit că n-ar avea aparatură, nu știu, specială dacă aș avea complicații eu sau copilașul. Păi asta naști natural sau cezariană? Aș fi vrut să-mi iau inima în din și să naști natural, dar nu cred că voi putea. Da, pe de altă parte, e o întrebare, aceeași gen de întrebare am pus-o și noi acum aproape 9 ani și ne-am lămurit că, într-adevăr, un spital, tot la spitalul de stat te-ar duce dacă apar complicații. Exact, plus un drum da. Cu salvarea până oraș când e greu. Da, durerile alea. Trebuie să știi ce să faci, dar să găsești totuși și un... și un spital de stat la care să nu primești în schimb și cine știe ce bacterie, așa că știi cum e? Și atunci prefer să fiu la stat, că măcar nu știu de treabă. Dacă ai un loc în care ai încredere și vine medicul după tine, exact. Că de fapt asta e cel mai important. Cel da, care aduce am ales în Oradea de aici. Dacă vă gândiți că am mutat-o din București în Oradea, poate e ceva pe necrezut. Ai, să te lauzi acum, pe voi. Bă, lasă-l și pe el, mă, nu-l mai cap pe cap atâta, lasă-l și pe el. Lasă-l. Ia zi, mă, băiatule, zi ce ai făcut tu, hai, bagă. Păi ce-am făcut?
am făcut-o să se îndrăgostească de mine, i-am făcut un copilaj și am mutat-o din București la Oradea, toate bune și frumoase. Și inelul, inelul pe care îl ai dat aici în emisiunea noastră. Așa, așa, exact. Eu l-am primit, de unde? A, inel încă nu, că nu știu dacă nu, o mai trimit pe la Deva și eu să mă mai recreez puțin să... Nu știu ce înțelegi prin recreere. Măi, dar ce recreare asta? Asta e problema, eu nu ți înțeleg exact, te rog, definește ce înseamnă recreere. Da, la mine înseamnă recreere, să nu mă ciclească nimeni, pofte, banane, biscuite. E zorcinată! Hai să zic ceva! Mai trezesc noaptea, să mai merg și el, mai am câte bun pofte. Bun venit în viața reală! Asta e treaba! Cu o femeie zorcinată trebuie să ai grijă, pentru că să-ți mai spun un secret. Copilul tău simte acum orice chestie care se întâmplă cu voi. I-am zis și eu lui. Nasol. Așa, fii cu minte ca să se nască copilul sănătos și după aceea și în continuare să aibă un mediu bun. Ca să vă bucurați de el, nu de alta. Foarte frumos. Că e cea mai frumoasă viață pe care ți-ai ales-o, nu familia? A fost decizia ta. E o chestie de maturitate. Vine o vreme în care trebuie să facem treaba. Eu înainte eram cel vagabond și acum sunt copil. L-am cumințit că a fost în deraș în viața. Bun, așa, bun. Deci am înțeles. Să-l trimis după banane, după îl mai trimis și după altceva. Ce adică mai ai vreo treabă, vreo chestie? Păi bine că nu am vreo poftă din asta scumpă, să-l coste mai mult. Băi, știi că era mai nasol dacă aveai, de exemplu, poftă de Chanel sau de Cartier. Da, era mai nasol, la, știi? La, așa, ai scăpat o banană, prietene, fii fericit. Are pofte de haine. Apropo de haine, era o întâmplare, cică lasă-mă să te îmbrac eu, cică te lași pe mâna mea și m-am stat pe mâna lui și nici o pereche de pantaloni de stofă nu mi-erau buni. Da, da, a luat e cu dragoste. Acum. E orbit de dragoste și nu mai vede. Foarte frumos, bun. Deci o să naște acolo, o să naști la Oradea, ceea ce este cu siguranță interesant și foarte bine. De aici încolo... Așteptăm să vedem cum iese băiatul. Toate înțeleg că toate analizele au fost bune. V-ați ales toate și bune, da. V-ați ales și naș? Da, deci cred că o să avem vreo 4 perechi de naș. Deci a, doar 4. E bine. Da, doar 4. E în regulă. Cineva pe care cunoaștem să menționăm? Da. Pe cine? Da, dumneavoastră. Ai, auzi, bă, băiatule, băi. Te-ai scos. Bravo, foarte frumos. Bun. E în regulă. Doamne ajută să fie bine la toată lumea. Bun. Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm cu darul. Ah, am înțeles, la bravo. Oradea, asta, mă gândeam eu că... La Oradea, gata, acum. Gata, nașul mare. A, ce se... Dar stai, te-ai mutat acolo definitiv? Adică voi v-ați stabilit acolo, la Oradea? N-aș putea să spun chiar definitiv, deoarece familia mea este din Deva. Uite, uite, că nu e de acord. Da. Dar din București, da, m-am mutat. O să mai revin acolo, doar că e mai bine așa, aproape de familie. Ca să normal. Vreau clar, să te întreb, vreau să corectă. Te întreb dacă ai luat kilograme, ca să zic așa. Oh, dacă mă întreb, nu mă urc pe cântar, că mi-e frică. Nu mă vedeți cât mai slăbus decât ea? Păi, dar e normal, măi. Era și culmea să fie cât tine, nu te supăra, știi? Adică tu ar trebui să iei câteva kilograme în plus. Da, era mai multe poftă decât mine. Păi asta zic, de obicei când soția însărcinată sau iubita însărcinată se pune kilograme, pune și el, da, exact. Că se mănâncă la comun. Ce-i dublu? Băi, am pus 5 kilograme, am pus pe mine. Da, a, bravo, a, bravo, așa. Nu, că dacă nu mâncai era ceva ciudat cu tine. Nu ne dădeam seama exact care e treaba. Foarte bine, foarte bine, e în regulă. Copilul să fie sănătos, în rest stai asta liniștit. Asta zic eu, am timp la anul să slăbesc, să mă tunez din nou. Aolea. Oh, ai gândul mar să înțeleg. I-am zis deja care are postul la anul. I-am scris foaie. Da, e scris foaie, să știi exact ce... Foaie, da, ce să-i spui exact... Eu. Da. Să știi exact ce trebuie să-i aducă Moș Crăciun. Am înțeles, mi se pare corect. Bravo! Da, mai ales o să fie și ziua mea. O să fie cadou dublu. Te-ai scos, prietene. Bun. În rest, deci înțeleg că e o sarcină fără probleme, fără emoții foarte mari, fără panici, fără probleme. Cu multă dragoste. Ai grijă de ea, că de obicei femeile însărcinate au o stare exact. Emoțională. Dacă plânge, dacă râde, dacă să ia, dacă să ia de tine, nu pune la suflet, că acum e... Acum vrea ce ai, mâine vrea bine, adică nici nu stai seama exact ce vor femeile însărcinate. Și s-ar putea să urmeze... Îmi dau seama ce vor femeile însărcinate, foarte, foarte bine. Așa că ai răbdare, și trebuie să fii încărcat cu răbdare. Le dai tot ce doresc femeile însărcinate? Poftim? Le dai tot ce își doresc? Îi dai tot ce își dorește? Hormonații. Am înțeles. Da, foarte frumos. Doamne ajută să vă fie bine, să fiți mulțumim. Să fiți sănătoși și uniți să rămâneți.
Asta e lucrul cel mai important. Iar tu cu munca, cât crezi că o să mai duci așa, Roxana? Ah, dacă ar fi după mine, eu aș vrea mereu. Doar că cred că după Revelion am să mă opresc. Păi, intri în perioada aia în care ar fi bine să te... Ar fi să te mai, ar fi cazul să te mai potolești un pic, asta e ideea. Da, ar fi cazul să mai potolești și eu, că prea... Foarte bine. Nu pot să stau locului. Ăsta e un semn bun că muncești, dar pe de altă parte trebuie să vedem, să vezi și tu exact cum... cum se desfășoară lucrurile în viața ta. Da, fericită! Roxana, bărbate, să fiți fericiți! Ne mai auzim! Aveți grijă de voi! Și spor la cântări, că de restul vă că vă descurcați! Da, pupăm, multă sănătate vă dorim! Mulțumim! Numai bine!